fără Cătălin Cășaru, sportiv cu multe victorii, inclusiv peste hotare. Lupte din această seară și, așa cum se anunță, cele mai spectaculoase. Până atunci o să mulțumesc din nou sponsorilor noștri Stoica Land, Regal Pan, Intersat, Totosport, Protoard. Am încheiat și cu fight card-ul principal pe reguli de MMA Strike și ne pregătim pentru main event-uri. Ultimele trei meciuri ale galei sunt și cele mai așteptate. Co-main event-ul pe reguli de K1 la 77 de kilograme îi va opune pe Andrei Tache din București și Cristi Stoica din Constanța. Tot pe reguli de K1, în main event, la 90 de kilograme, se vor întâlni Ștefan Weber și Ciprian Șchiopu. În fine, ultima dispută a serii. Pe reguli de MMA Strike, main event, la plus 95 de kilograme, Alex Hrișcă din Suceava contra Robert Orbocea din Constanța. Încă un sportiv de la Impact București în ringul Urban Legend 3, în direct și în exclusivitate la Dotosport, televiziunea sportului constanțean. Iată-l urcând în ring pe Andrei Tache de la Impact București, categoria 77 de kilograme. Tache va lupta cu unul dintre favoriții publicului din sala sporturilor, Cristian Stoica de la Taichido Ryu Constanța, antrenat de Marcel Ilașcu. Stoica deține centura Urban Legend la această categorie după ce în vară, pe 24 august, în cadrul galei Urban Legend 2, a câștigat la decizie meciul cu Alin Pricopie de la Hemiguard Brașov. Iată-l și pe cel supranumit The Legend, legenda. Cristian Stoica în imagine, sportiv antrenat de Marcel Ilașcu și care are numeroase meciuri și în alte promoții din România, inclusiv Super Combat și Colosseum Tournament. Așadar, Cristian Stoica are un short de culoare neagră, lung până la genunchi, în timp ce Andrei Tache are un short mai scurt cu inserții de culoare roșie. Tache are mănuși albastre, iar The Legend mănuși negre cu inserții de culoare roșu și alb. Și iată galeria lui Stoica, îi susține favoritul încă din primele secunde ale meciului cu Tache. Stoica acum cu fața, Ion Tache cu spatele. Tache luptă mult cu picioarele, încearcă să-și țină la distanță adversarul, cu siguranță i-a studiat meciurile. Stoica este redutabil în loviturile de pumn. Cristi strigă tribuna. Deocamdată suntem
perioada de tatonare fără lovituri prea puternice. De cele două părți. E drept că și luptă de la distanță, n-am văzut clinciuri până acum. Încet, încet Stoica pune stăpânire pe ring și iată, dezlănțuie loviturile de pumn. Două croșee care și-au atins ținta, iată, din nou încearcă un croșeu de dreapta și o lovitură de picior în piept. I-a luat aerul lui Tache. Cred că este knockout. Nu se mai poate ridica. Ion Tache numărat. Victorie pentru Cristi The Legend Stoica. Knockout în prima repriză. Probleme pentru Tache. Probleme mari. Să sperăm că nu s-a întâmplat nimic grav. Din ce am văzut, o lovitură din întoarcere cu piciorul în pieptul adversarului i-a adus victoria prin knockout lui Cristian Stoica din Constanța. Probabil că este nevoie de mască de oxigen pentru ca Tache să-și revină. Noi revedem acțiunea și dacă nu cumva a fost lovit chiar în bărbie, poate acum ne vom da seama. Da, totul este în regulă, s-a ridicat bucureșteanul și este ok. Așa cum am anticipat, i-a luat aerul acea lovitură de picior și să vedem decizia. Co-main eventul Galei Urban Legend 3 nu a durat mai mult de o minut și jumătate, ai zice eu. Maxim două minute. Ion Tache, Andrei Tache, așa cum anticipam, nu a rezistat puternicului nostru constanțean Cristian Stoica. Victorie prin knockout în prima repriză pentru Cristian Stoica, cel care deține și centura Urban Legend la această categorie. 77